Dragoș Bucur vorbește despre credință într-un interviu apărut la scurt timp după ce soția sa a anunțat că s-a pocăit. Danan Albaru și Dragoș Bucur au împreună 3 copii, Sofia, Roxana și Kadri. Fiul cel mic, Kadri, în vârstă de 7 ani, este un copil supradotat și deja se pregătește pentru examenul SAT, echivalentul din Statele Unite al bacalaureatului. Sofia, 17 ani, Roxana, de 10 ani și Kadri, în vârstă de 7 ani, învață un sistem homeschooling. De asemenea, Danan Albaru și Dragoș Bucur se ocupă personal de pregătirea acestora în anumite domenii. Puțin știu că Danan Albaru și Dragoș Bucur au o fică adoptată pe Roxana. Cei doi soți au luat decizia de a-și mări familia după ce aveau deja 2 copii. Dragoș Bucur dezvăluie cât de importantă este credința în viața sa. Da, credința este importantă și din păcate am senzația că este sub un asediu coordonat de câțiva ani. Am devenit conștient de acest lucru de curând, atunci când mi-am dat seama că a devenit cool să fii ateu și un semn de privitism să fii creștin, a declarat Dragoș Bucur pentru Viva. Bineînțeles că știu că există depresie, dar deși cunosc definiția ei, nu reușesc să înțeleg ce este. Nu am cunoscut niciodată ceva asemănător depresiei, așa că prefer să nu-mi dau cu părerea despre acest subiect, a mai spus actorul. Danan Albaru, o apariție rară în ultimii ani, a fost invitată a lui Mihai Morar la Fain și Simplu, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri emoționante. Ea a dezvăluit că la vârsta de 33 de ani s-a pocăit, însă spune că decizia nu a fost una simplă. Mai mult, artista a fost încercată de îndoieli înainte de a face pasul, însă un semn divin a ajutat-o să meargă cu inima deschisă spre botez. Danan Albaru a dezvăluit că nu este făcută pentru a fi persoană publică și susține că perioada în care a făcut acest lucru mai mult a afectat-o. Vedeta cocheta cu ideea de a se boteza, însă avea o serie de îndoieli care încercau credința. Începusem să am îndoieli că e bine ceea ce fac. Am plecat la Botoșani la un concert. În ziua aceea s-a stricat mașina, am stat vreo 14 ore pe drum, era foarte cald și eram extrem de supărată. Mi-a spus în sinea mea: hei, măi, ce cad eu de la credință? Dacă nu mai ești ortodox, se spune că ai crezut de la credință. Am zis că gata, nu mă mai botez. Am ajuns la Botoșani, am mers în camera de hotel. Am deschis televizorul, nimic interesant. Hai că iau Biblia, o aveam la mine. Eram hotărâtă să nu mă mai botez. Am deschis Biblia și mi-a căzut pe piept o bucată de carton gros. Erau scrise 2 versete. Din Matei scria versetul: cine vine la mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, a povestit Danan Albaru în podcastul lui Mihai Morar. Mai mult, artista a simțit că acel mesaj este răspunsul la toate îndoielile ei și cumva a făcut-o să se rușineze că a avut nevoie de acel semn pentru a lua decizia. Mi-a fost rușine de mine. Mi-am dat seama că Dumnezeu a știut că vine momentul în care eu mă voi îndoi. Danan Albaru, în vârstă de 46 de ani, a mărturisit că a ales calea pocăinței pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Am pierdut prieteni dragi, apropiați, cu care nu m-am certat sau nu am avut contradicții, ci pur și simplu drumurile noastre s-au dus, au luat o direcție diferită. Eu am ales această cale pentru mine și pentru copiii mei, consider că este cel mai bun drum, cel mai liniștit drum și este drumul către adevăr. Îmi asum lucrul acesta, a explicat ea. Relatează romaniatv.net. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Creștin Total Media, și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.